Comuna Bălene este amplasată în partea de sud a județului Dâmbovița, aflându-se la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de municipiul Târgoviște. Comuna Bălene este formată din două sate, Bălene Români și Bălene Sârbi. La intrarea în localitate, în fiecare weekend este organizat un târg specific zonei. De altfel, aici vin oameni din toate colțurile județului să cumpere fructe și legume de la țărani. Principala activitate și sursă de venit a locuitorilor din Bălene Sârbi este agricultura. De fapt, satul este cunoscut pentru că legumicultorii de aici ies primii fiecare an cu trufandale pe piață. Solariile sunt mai multe și mai mari ca în oricare altă parte a țării. În Bălene Sârbi, Georgeta Paraschiv, o bulgăroaică simpatică, este una dintre gospodinele renumite pentru prepararea plăcintei sârbești. Această plăcintă este specifică zonei și o regăsim la nunți, botezuri, era specifică tradiției noastre. Deci, părinții noștri, de exemplu, la nunți, cum este în ziua de astăzi, se folosește tortul, această plăcintă era desertul. Care deci nu exista nuntă fără. Nu exista nuntă fără plăcintă. Secretul plăcintei sârbești este dat de foile întinse foarte bine. Gospodinele din zonă spun că foaia de plăcintă sârbească trebuie să fie atât de bine întinsă încât să poți vedea prin ea. În bucătăria tradițională din această zonă sunt prezente și alte preparate deosebite. Mai există, de exemplu, lucnicul, este făcut din ceapă și cartofi. Pecenina, așa o numește, e un fel de o plăcintă cu orez, tot așa făcută din ceapă, orez, ciuperci, se pune pește deasupra. Mai multe lucruri despre comunitatea bulgară din Dâmbovița și plăcinta sârbească puteți afla în această duminică, într-o nouă ediție emisiunii Jurnal de Călătorie, începând cu ora 19:30.